Sărbătorile pentru mulți dintre români sunt asociate cu imaginea familiei adunate în jurul mesei undeva la țară. Anul acesta, unii petrec Paștele acasă cu familia, alții preferă să evadeze din jungla urbană și au achiziționat din timp vacanțe în țară, în zonele unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Turiștii care petrec Sfintele Sărbătorii de Paște în Bucovina au ocazia să vopsească ouă împreună cu gospodinele din acea zonă. La munte, de la 80-100 de lei locul în cameră de 3 stele, să zicem, la o pensiune pe noapte, fie că vorbim de zona Buzăului, Neamțului, Bucovina, fie că vorbim de zona Făgărașului sau chiar în zona Moie-Ciubran. Sunt tarife pentru toate buzunarele și apoi, bineînțeles, venim cu masa de Paște, cu sărbătorile, cu ce vrem să mai cheltuim din buzunar fiecare. Alții petrec Paștele în hoteluri de 3 sau 4 stele la vecinii bulgari, unde prețurile sunt mai mult decât atractive. Constanțenii sunt experți în a pleca în Bulgaria sau în Delta Dunării pentru sărbătorile pascale sau cumprind câte un weekend mai călduț și se anunță zilele acestea că va fi însorit, cel puțin până în ziua de Paști, cu siguranță, și atunci sigur vom pleca spre aceste destinații. Cei mai curajoși deja au ales să plece spre zona Moie-Ciubran, care este foarte, foarte accesibilă, spre zona Neamțului și Bucovina, iar o parte i-am găsit deja spre Oltenia și zona Făgărașului, Sibiului. Însă la fel de mulți sunt și cei care vor rămâne acasă. Dintre aceștia, cei care sunt mai apropiați de familie vor petrece tradițional. Tinerii, în schimb, vor fi alături de prieteni. Ce sărbătorești weekendul ăsta, întâi mai sau Paște? Paște. Acasă? Sau în vacanță? Acasă, cu familie. Și seara în cluburi? Sau? În cluburi, nu prea sunt eu genul să merg în cluburi, nu prea îmi place. Cu familia. Ce sărbătoriți în acest weekend, întâi mai sau Paște? Ziua de naștere, doamnă. La mulți ani. Dar dintre cele două sărbători care coincid? Ambele sărbători. Paștele. Acasă cu familia? Da, bineînțeles. Fără grătare, fără... Păi mâncarea tradițională de Paște. Grătar pe urmă. Amândouă la un loc. Ziua cu părinții și trebuie să ne distrăm și seara, nu? Nu v-ați gândit să plecați în vacanță, nu știu, acum de 1 mai? Sau... Nu, păi nu, nu putem să abandonăm marea. Fie, păi toată lumea vrea la mare de 1 mai, nu? În Mamaia cu greu se mai găsesc camere libere, iar Vama Veche este ocupată la capacitate maximă de ceva vreme. Zona de nord a stațiunii Mamaia a dat deja tonul distracției.